Bună dimineața, fraților, bine v-am găsit la un nou vlog. Stați că mi-a și ce vrei, cum era să mă ajut? Băi, ar face asta grătar? No, fraților, asta să facem grătar, gata, m-am enervat. Vecinul ăsta facem fiecare zi grătar. Mi s-a făcut poftă, mă duc, deci astăzi. Și știu și pe cine chem. Astăzi la grătar frumos, ia să-l sunăm, este așa. Uite telefonul, nu știu, caută telefonul meu aici, dar hai să vedem. Așa. Ia să vedem dacă răspunde. Alo? Ce faci, Marius, bă? Bine, frate, uite, stăteam și eu în pat. A, las, că bine. Bă, ia zi, ai chef de un grătar? Bă, n-aveam, dar chiar mi-ai făcut poftă. Mie îmi zici, am un vecin aici, face grătar în fiecare zi, deja... Păi dai seama, cred că, da, da. Păi bă, no, păi, du-te, nu știu, du-te, fă, cumpărăște o ladă de bere, ceva, să avem aici și ia și un suc dacă chiar e nevoie. Bă, de afară alcool, că-s cu mașina și na, dacă mai plecăm pe undeva și tu la fel, că doar nu stai la mine, nu, în seara asta. Sau vedem. Bă, nu știu, dacă poți alcool, să-i, bă, nu știu. Dacă eu pot să iau o ladă cu alcool, o ladă fără. Nu, no, da, mai ok. Cum preferi, așa? Cu lămâie, aia cu alcool, fără, cu lămâie sau cu grefă, cum vrei? Păi cu lămâie, cu lămâie. Să tragă greață. Da. No, păi, mamă, ce miroase aici, bă. No, păi fii atent. Eu mă duc să iau carne și ăstea ce ne vedem aici la mine în cur. Știu unde stau, ne vedem la mine. Da. Dacă ajungi înaintea mea. Nu, no, logic. Nu, no, și te aștept. Eu mă duc, iau niște carne și ne vedem aici. Eu în maxim jumătate de oră sau 20 de minute eu ajung acolo, că... Bă, nu știu, eu trebuie să mă duc până la supermarket să iau și ne vedem aici, în caz de ajungi înaintea mea, mă aștepți. Păi. Nu, no, bine. Hai, ne auzim dacă e ceva, ceau. Ceau. Asta zic, fraților. Salut, vecinul, salut. Nu. Salut. Mamă, ce-mi răsit și luăm mașina frumos. Și mergem. După carne de grătar. Opa, ușoră. Mergem la Lidl. Alo, da? Bă, Alex, vezi că și eu, Marius, bă, dacă nu-i mici și muștari, eu nu vin, bă. Ia-o, mă, normal. Bă, luăm niște ceafă de porc, niște pulpe. Ce? Dacă iau niște ceafă de porc, pulpe, niște mici. Da. Na. Bă, dar sper că nu mai ești ca copilărie de mâncai mici cu ketchup. Hai că da. Acum ai mai crescut și na, fiecare ne schimbă în gusturile. Normal. No, bine, mă, hai, vorbim că îți conduc și na. No, hai. Hai, ceau. Mi-am uitat casca fraților acasă și da. Dar nu-i problemă, hai să-i dăm și noi pe aici frumos. Oricum e o zi frumoasă de sâmbătă, deci e super frumos afară, frumos aici facem și de un grătar. Frate, nu știu dacă ați observat, dar eu am mereu noroc de vreme bună, e că mereu când am făcut vlog niciodată n-a plouat sau așa, deci am avut mereu, să zic așa, noroc. Adică uitați, mereu soare frumos, bine, prin zona asta pe unde sunt eu, mai mereu e soare. Hai că am intrat bine. Da, hai că timp și ne uitați pe aici, că normal ar trebui să fie voie. Hai că ne-am băgat de tot. Uitați ce am întunat și BMW dacă mai știți. Hai că ține frânele dacă e. Era să-i fac praf în zid. Eu îi m-am suit pe bordură. Hai, o băgăm, uite aici. Frumos. Ridicăm cât de cât. Să închidem și mașina. Bă, banii am luat. Hai că am luat banii dacă e. Bă, dar prost sunt. Așa. Bă, 1,5 milioane cred că mi-ajunge. Eu te-l pustă, mă. Osti Marius. Ce faci, mă? Bine, mă, am venit să iau paia de grătar. Te visei berea? Da, bă, dar... Bă, să chin și o mașină. Bă, dar... Eu aveam geamul deschis și cam te-am auzit și că hai că mi-ajunge 1,5 milioane dacă e.
Lasă-mă că punem amândoi, că doar amândoi mâncăm, nu? Sau mai zici pe cineva? Bă, nu, nu mai vine nimeni. Hai că, bă, masca, bă, retardatule. Că ne luăm momente de ne doare capul, ești nebun. Nu supor masca asta. Bă, pe aici, că acolo nu știi că da. Bună ziua. Bună ziua. Au futut tot magazin. Păi bă, îl facem și o salată? Facem și o salată, mică. Păi da, fii atent, tu ia ăstea, eu mă duc la carnele astea. Ia tu de aici, tu ia niște castraveți roșii, vezi tu. Da. Bă, câte pâini luăm, bă? Nu, știu, una de fiecare. Nu, luăm două pâini. Luăm de astea mari? Da, ia de alea mari. Da, că nu știu. O, uite, pungele aici, băgame. Tu știai, bă, cum se potrivesc, cum ce pâine era potrivită pentru grătar. Păi, da. Așa, ce mai luăm? Ce să mai luăm pe aici? Pâine. Unde dracu-i berea, mă? A, mă, ce aici? Păi, normal. Ia, hai, mă, că tot dacă plătești de aici, încă mie, ia, alegeți aici bere. Eu mi-au două de ăștia și două de ăștia. Păi, hai, luăm și eu tot așa. Doar ne ajung? Așa. Ce sunt? Ce, berile? Da, nu știu, hai să... Păi, două lăzi în spate. Oh, atunci, da. Că e cu grătarul, știi? No, păi, băi, eu vreau să iau un suc pentru acasă, dar vă cau numai... A, uite aici, de-astea mai mari. Iau un cola pentru acasă, să am acasă, că... Și... Bă, carnea, bă, carnea, că n-am luat carne. Carne, carne, uite. Ține-și tu ăsta. Păi, stai, că avem coși pâine, așa. Uite, ai luat pâine, nu? Da, am luat, uite-le acolo. Hai că mă duc, hai că mă mai aude omul, dacă e. Bă, dar ăștia mutam în rafturile, bă, nu mai e carne, nu știu. Uite, unde. Uite, ești muștar, mă. Da, bă, ia muștar, bă. Muștar? Tu ia de acolo. Iau două, că nu se știe. Că înainte mâncai muștar de te rupei la stomac. Ce da? Cauți? Stai, că deschide aici, o să iau carne. Deci luăm, unde ești, bă? Bă, deci luăm... Luăm, ia două, ca să vedea ceafă de porc. Două de mici, două de cârnați. De așa, mamă, și pul... Bă, și pulpe de pui știu de unde luăm un box. Că știu pe cineva care sunt de alea bune. Ce hai. Box? De? De pulpe. Box de pulpe, așa, mici ai luat? Ia, da, te... da, da. Hai. Mai au o tabă. Așa. Nu ziua, pune dracoste aici. Mamă, am umplut banda asta. Da. Așa. Ia de aici, ia și 1,5 milioane. Așa. Și plătește acolo. Trăiește 50 de lei, vă. Băi, să-mi dau pula. Băi, ești nebun? La revedere. Băi, ești prost 3,5 milioane. Nu, no, te ții, păi, vii după mine? Cum, ai loc în port bagajul ăsta? Da, 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 e, e, e. Am mult mai mare, gen. Uite. Știu, stai așa. Dar tu ai lăzile de bere, bă. Hai, bagă păi, astea aici. Păi, am, dar uite, fii atent, eu bag berile mai, și mai bag, nu știu. Azi leg legumele, știi, și tu iei carne. Da, da. No, ia. Vin după tine? Da, ține-te după mine. Da, bun, mergem că știu de unde luăm carne bună. Sper să fie din târg acolo frumos. Știu pe unul, Gheorghiță, care dă, hai că Gheorghiță, Florin, care niște pulpe de pui. Ma, o delicatese, fraților. Hai că mă bag, eu nu stau frumos. Ba, mă. Olin, hai că stai să-l ajutăm și pe ăsta, uite-l. Haide. Ue, ce m-am... Bă, dar eu am o problemă cu... Iau toate bordurile, și nebun. Hai, te iem și noi pe aici. Hai să ne încetim să ne prinde și ăla din urmă. Aici ușor să nu ne facem praf, practic. Hai că nu vine nimeni de ei. Așa. Hai, băgăm aici mașina. Ușor. Da, fraților, păi luăm astea și revenim, pentru că, da. Bun, fraților, adesea am luat un baz de pulpe și un sac de cartofi frumos. Facem noi ceva frumos acolo. Bă, facem prăjit sau îi facem la grătar? Păi cum vrei să-i facem? Bine, zic cum vrei și tu. În cap ăștia la tine să-i bag la mine. În cap.
Ia. Cartofi. Atunci. Tu ai toată carnea, o. Nu, no, vii după mine, da? Ne vedem la mine acolo. Ok. Ma, ce rău să le iau pe ăsta. A, când el a luat-o pe-un drum, eu am luat-o pe altul, nu-i problemă, că tot acolo ajungem amândoi. Oricum, dacă uită drumul, dar nu cred că uită, că a mai fost pe la mine. Și mă sună. Hai ușor când urcăm pe aici și nu e ok. Da, fraților, frumos, facem și aici frumos un grătărel, ceva așa de sâmbătă, că prea mult necazuri cu Alex Mafiotul, cu ăștia și azi, dacă tot e sâmbătă și n-am absolut nimic în plan, am zis, bă, azi ne relaxăm ne puțin. Opașa. Hai că ajungem imediat. Ăla nu știu pe unde fi. Eu uite-l pe ăsta, mă, nu sunt mea. Cum ne vor? Pe ce drum o fi luat omul? Bă! Da? Bă, dar dacă vrei, nu le băgăm mai bine în curte, mă? Hai! Stai așa, că o bag eu primul, o bag cu spatele. Bag, hai că mă mai aude. Stai, să bag. Ce-ai zici? Că am deschis de amul, zic. Am zis că stai așa, să o bag eu primul. Bag-o cu spatele și ai grijă la câine. Hai, Max, Max. Așa. Ia uite-l pom. Opa, bă, câine, bă, ăsta e nebun, mă. A, stați așa, fraților, cum am arătat. Gat. Ia uite-l. Vai de pula mea. Bă, oh, mamă, la limite o privă, ești nebun? Oh, mamă. Ușor, bă. Mamă, bă. Bă, dar vă că plăcut să se diferă de la Gigi, țin rău de tot. Că le-am schimbat. Țin, țin, hai. Bă, nebun ăsta, mă, stai răzmi. Dai tu primul. Bravo, mă, făcea omul. Trebuie să bag pe aici ușor. Hai să o bag lângă ăsta. Alex, bag-o pe aici, gen, că, ca să deschidem porbăgatul. Da, de asta, stai așa. Am lipită, dar nu știu pe tot. Așa. Mamă, ce alunecă pe gazonul ăsta de la tine. Știu, știu. Ia să deschidem porbăgatul. Mamă, nu sac de cartof. Stai așa. Așa. Așa, ia să luăm noi beirile astea, le punem aici. Bă! Stai așa, să descarc. Am uitat să iau cărbuni. Stai că mă duc. Da, stai. Eu repede. Nu, că mă duc eu până la pe, că stai așa, ia. Ia ăstea și hai că mă duc. Hai că vin imediat. Dai gaz! Ce-ai făcut, mă? Ți-am urmărit motorul? Nu, nu, nu. Ue, ce mi-a fugit. Opa, așa. Hai că nu închid, că nu are cinci de aici. Masca. Ia unde ăsta mare direct. Așa. Bună ziua. Bună ziua. Uitați socul acesta. E 100 de lei. Cât? 100 de lei. 100 de lei? Da.
Ok. Uitați aici. Cash sau card? Cash, uitați aici. I-am pus pe bandă. La revedere. La revedere. Băi, ceva nu e ok, mă. Cum dracu 100 de lei ăsta, că eu nu prea cred. Ceva nu e ok, fraților. Oricum, în fine. Mai e și QR, ci că cash sau card. Eu am pus banii pe bandă, ea cash sau card. Ce dracu. Ok. Mai sunt și retardați pe lumea asta. Dar totuși nu cred eu că... În fine, hai, lăsați așa. Nu vreau să stric ziua. Am luat cărbunii. Stai să ieșim ușor de aici, că nu vreau să fac accident să-mi stric de tot ziua. Ieșim și noi toți pe aici frumos. Chiar că nu știu cât de legal este, este o pace, dar e ok. Aolo! Nu cred. Milimetri. Am dat curata de bordură, bă, futuzi. Da. Era să rămân și fără roată în pana mea. Da. Trebuie să nu e pe aici frumos. Și neapărat trebuie să mă uit acasă. Dacă nu cumva am zgâria mașina sau ceva, că eu am văzut că am dat curata, dar... Tot mie așa, ia uite-l pe ăsta. Ce pula mea, bă, ăsta e retardat. Bă, ăsta are handicap, să-mi bag pula morții lui. Pula mea de tâmpit. A, sur pe ăsta. Bă, cu aia ești retardat? M-am plecat și până ai venit tu cu aici. Lasă-mi pula mea de treabă, mă pun vecinii în cap. Nu, hai că n-ați zgâriat tu. Mă, cu aici eu ai o zgârietură. Ce ai făcut? Unde? A, da, uite aici. Da, ce cu aia, am dat curata direct de că e joasă și am dat curata într-un stâlc, că mi-a fugit curul morții ei de mașină. Ia, uite-mă aici. Bine că n-am făcut-o praf. Dacă făceam mașina... 50 de... Bă, 50 de lei? Ce ieftin e asta? Ce 50 de lei cu aia? Nu vezi că scrie prețul pe aia aici? Aia mi-a luat 1 milion. Aoleu! Da, ce-ai făcut? Să-mi bap... Las că mergi mai târziu la ea după ce iei punga și... Hai, unde-ți secretarul? Dă un pic punga asta, un pic. Ia. Yeah. Vezi că ți-i împrumut un pic mașina. Hai că ți-o mai împrumut dacă e. Ia, că ți-am zis. Ai grijă cu ea, da? Da, să-mi bag pula în familie de fătută în gură. Nu, ce dracu ești cu mașina asta, că merge ca... Ce dracu e cu mașina asta, mă? Bă! Bă, ce dracu are mașina asta, bă? Bă, și-o retardat. Ia stai să trec un pic pe dreapta. Ce dracu? Gata, eu handicapat, am plecat cu frâna de mână pusă. Trebuie să mergem ușor pe aici. Că nu-i mașina mea și să nu-i dau chiar tare. Băga mea și pula, stai să vezi ce fac la asta. Bună ziua! Bună ziua! Da! Doamna, dumneavoastră vă bate joc de mine? Ia citește morții, mă, pe pungă! Doamna, dar vă... Taci din gură, citește pe pungă! Ce 1 milion îmi cer tu mie pe punga asta, a? Păi ce păi? Hai, scoate restul! Poftici! La revedere! Tu-s morții, mătii de ratată! Ia uite-o, mă, pe asta, mă! Să bagi ea 50 de lei la buzunar, pișeama și pe fața ei de urâtă. Că mă enerva, m-a făcut să și înjur. Mi-a stricat, azi chiar că mi-a stricat atât ziua. Hai, mergem ușor cu mașina lui ăsta să nu se ducă dracu, că nu știu ce, nu prea... Adică am avut și o mașină așa, dar parcă asta se controlează altcumva, nu știu, e mai ciudat așa.
Hai că nici nu mi-a murit motorul. Mașină bună să-mi bap. Ce mașină are omul, bă. Să și râde acum de el. Max! La mulți ani, m-a băgat melodii. Bă! Bă! Ia-l pe Max un pic de aici, să nu dau drept cu el, că... Hai, Max, dă-te la o parte, că te calcă. Dă-mă, că bag eu mașina. Hai, Max, nu te duci. Hai, Max. Ah. Haide! Are și o mașină, vai de morți. Ia uite, bă, ăsta mi-a mutat mașina, mă, ce face, mă, omul ăsta, mă? Cum las eu mașina și cum o mut el? Las că băgăm aici. Adă grătarul. Hai să luăm din garaj. E greu? E, un pic. Unde e? Are vreo 2 kg, nu-i greu în pula mea. Mamă, bă, dar ce mare e, bă. Hai, unul, dai și... Ce dracu, bă, care 2 kg, ești prost, îl duc singur. A, 2 kg, care nu singur, dacă are 2 kg. Hai, băgăm aici, că oricum nu e iarba aici să nu ia foc. Uite aici. Păi, nici chiar lângă copac. Păi nu-i lângă copac. Așa. Adă cărbunii. Păi stai, vezi că-s la tine mașină, eu mă duc să prepar salata și astea. Du-te fă acolo, vezi că-s aici astea. Aici sunt carne și astea. Du-te condimentează, știu, ai condimente pentru speciale pentru grătar. Normal, coaie. Hai că mă ocup. Bă, frățiu, ești nebun, deja 22 de minute de vlog. Wow. Hai, mă pun și aici. Hai, nu mă pun la masă, mă pun aici. Frumos. Așa. Bun, am terminat și-o, Costian. Era să cadă salată, băgam ea și... Se duc să pune și ăsta carnea pe foc și astea. Gata, ia, stai așa că mă duc să aduc cam o masă de aia sus. Da, extensibilă, da, aia mică? Da. Și am și scaune. Da. Și 2 scaune de aia dacă ai. Păi am. Stai că mă duc aici. În spate. Că aici, fraților, am tot așa un fel de depozit, uitați aici. Așa. Nu. Uite, bă, ia scaunele. Ce dracu faci, mă? Ia ăsta. Bagă-și tu o melodie, mane. Stai că bag la cam aici, mare GBL în spate. Scrie acolo. Cu voce tare sau ușor. Stai așa, că pun de pe telefon aici frumos, se audă în GBL. Ia, fiate prima cărniță pe s-o dea. Ești nebun, bătru. Mă, fraților, ne pune și de aici frumos, mâncăm. Nu mai avem mult. Ia cu pâineu. Lasă-l, taci drecă din gură. Așa, stăm aici frumos. Bă, dar dă-i și la ăsta. Bă, aia am vrut să zic. Stai așa. Max, ia. Ia și papă, tati. Te-ai un micuț acolo. Nu. Și mâncăm frumos și vedem după aia ce facem și revenim. Let's go. Ah, mamă, ce bun a fost. Te-ai săturat, Max, și tu? Max, te-ai săturat? Te-aș alerga un pic, dar mă doare burtă la cât am mâncat. Bă, se înserează. Cum facem? Deci rămâi la mine? Păi, nu vreau să fac deranj. Mai vine, mă, la mine acasă. Dar, frate, cum vrei, poți te duci sau poți să rămâi la mine, că știi că am mai multe camere, că, adică, da? Păi, da. Cum vrei tu? Nu, uite, eu îți las, stai să mai am și eu două beri de astea și îți las restul de bere, că, da. Ok, și ia dracu și tu din grătar ceva acolo, să ai. Ce? Și ia și tu din grătarul ăla să mai ai. Păi... Că n-am ce dracu să fac atâta mâncare. Mai dai lui ăsta, micu. Eu mai dau și lui ăsta, mă. Ha, stai așa să iau lăzile de bere, să le duc în casă. Hai, să-mi pagă, măi, ce vorba. Hai că lăzile la, da. Opa, și unde dracu bag eu pasta, mă, dar de fapt știu unde o bag lângă frigider. Bă, vezi că la data asta de bere ți-o bag în garaj, că aici e mai rece. Ce? Bă, la data asta de bere ți-o bag în garaj, că e mai rece. Nu, mă, adu-o mâncoa. Ai cămară sau ce?
Da, dar nu o bag în cămară acum. Sau hai, de fapt, da, hai să o băgăm în cămară, uite aici. Nu știu de ceva, bă. Opaș. Așa. Mamă, ce are omul? Bă, tu ești bazat pe următoarea... Adevărat. Dacă o să mai fie carantină. Păi da. Nu bine, mă? Nu bine. Ne auzim, frate. Mă duc și eu să strâng grătarul și alea și na. Nu, vrei să ajut sau? Nu. Stai liniștit. Bine, hai, salut. Hai, ceau, frate. Da, fraților, strângem și noi alea frumos. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi, ceva relaxant. Un grătărel micuț acolo, frumos. Ceau, ceau. Ce faci, Max? Hai să scoatem și noi mașina de aici. Așa. Să o băgăm în garaj, am cam băut, dar știu să conduc și așa un pic beat, că nu-s neapărat beat. Opa, și... O băgaj ne aici frumos cu spatele. Și cam asta a fost, fraților, și cu vlogul de azi. Eu am fost Alex, el a fost Max, ăsta a fost grătarul. Goodbye.